La șantierul naval Severnav din Drobeta, Turnu Severin, a avut loc o nouă lansare la apa unei nave exemplare, de peste 480 de tone. Finalizată într-un timp record și de o calitate superioară, aceasta a ajuns în atenția presei germane, care a adus numai cuvinte de laudă firmei constructoare din orașul nostru. Cu o istorie de peste 160 de ani, Severna Vesa este una dintre cele mai importante firme din acest domeniu în țara noastră. Deși în ultimul timp, din cauza unor persoane rufamate, au apărut tot felul de acuzații nefondate în spațiul public referitoare la activitatea șantierului naval din Severin, realitatea este că acesta ne face mândri nu doar la nivel național, ci în toată Europa. O nouă navă destinată transportului fluvial de produse chimice și combustibil a fost lansată la apă. Această Asta are 93 de metri lungime și cântărește 483 de tone. Clientul este deținătorul unei firme nemțești numită HGK, care a fost prezent la lansare. Timpul de record de execuție, dar și calitatea superioară, îi fac pe cumpărători să revină de fiecare dată. Achiziția acestei nave a ajuns în atenția presei germane, care a promovat munca și profesionalismul reprezentanților șantierului naval din municipiul nostru. De asemenea, reprezentantul companiei nemțești HGK a făcut o postare pe o pagină de socializare care ne face să ne simțim mândri, astfel în timp ce unele persoane au lansat în spațiul public informații eronate doar din răzbunare, Severnav S.A., un nume cu tradiție în România, ne face cunoscuți pe plan internațional pentru calitatea construcțiilor navale. Șantierul naval din municipiul nostru are capacitate de plată și contracte în derulare care să asigure o situație economică pozitivă pentru anul 2023. În prezent sunt plătite la termen salariile, furnizorii, taxele și impozitele și toate cheltuielile care decurg din procesul de producție. De asemenea, în scurt timp, o nouă navă va fi lansată. Țările de origine a beneficiarilor navelor construite de Severnav de-a lungul timpului au fost în marea lor majoritate din afara României. Istoria șantierului naval din Drobeta-Turnu Severin aproape se confundă cu cea a orașului, fiind înființat la 20 de ani de la construirea ei și la 18 ani de la promulgarea actului de întemeire a noului oraș Severin. De-a lungul anilor, acesta a construit, de exemplu, nave militare, nave de pescuit, tancuri petroliere sau de produse chimice, nave de transport gaze, dar și nave tip pasager, atât fluviale cât și maritime. Tradiția și experiența acumulată în cele câteva decenii de activitate ne dau încrederea că și pe viitor această societate va juca un rol important în economia județului Mehedinți. Locurile de muncă oferite de această întreprindere au fost un real sprijin pentru severineni și nu numai.